Zeci de artiști internaționali s-au adunat la Slănic Moldova prin muzica și prin operele de artă. Ei luptă să atragă din nou turiști în stațiunea supranumită și Perla Moldovei. Și vorbim despre asta mai departe cu Simona Nastac, cea care se ocupă de acest proiect, curatorul proiectului mai exact. Bună ziua, doamna Nastac, vă mulțumesc foarte mult. Haideți să ne explicați puțin ce se va întâmpla în această perioadă la Slănic Moldova, astfel încât cei care vor să vină și să viziteze acea zonă să știe ce îi așteaptă. Bună ziua, bună ziua și privitorilor de postului dumneavoastră. De fapt, programul la Slănic a început cu o lună în urmă, acum este apogeul acestui program de rezidență. Timp de o lună, 6 artiști din India și 2 artiști români din Iași au fost în Slănic și au explorat locul, istoria orașului și comunitățile din jur și au creat diverse lucrări de artă inspirate din cultura orașului, dar mai ales din natura care este absolut fabuloasă aici la Slănic. Pentru că Slănic era și este încă renumit pentru izvoarele minerale, pentru pădurile de pe munții Nemira. De fapt, tema expoziției a fost chiar asta, relația omului cu natura și impactul speciei umane asupra planetei, pentru că, după cum probabil se știe, trăim într-o perioadă de criză majoră, deoarece exploatarea nelimitată a resurselor finite ale planetei a ajuns într-un punct critic și oamenii de știință numesc perioada pe care o traversăm antropocen, avertizându-ne că extinția diverselor specii, seceta, inundațiile, toate fenomenele meteo bizare, de fapt sunt cauzate de această exploatare necontrolată a resurselor finite ale planetei. Artiștii au, bineînțeles, au creat lucrări specifice practicilor artistice, folosind materiale din oraș, din Salina Târgu Ocna, folosind lemn local, totodată au interacționat cu comunitățile de aici, cu țesătoare pe război de țesut tradițional din localitatea Cireșoaia. Au lucrat în același timp cu copii din școlile din Slănic și din împrejurim și au creat o serie impresionantă de lucrări care vor rămâne în colecția orașului, deocamdată a programului artistic de rezidență în context Slănic Moldova. Deci, pe durata acestui weekend, expoziția este deschisă la Casino și în același timp vor avea loc diverse concerte de muzică, pentru că ediția din acest an a inițiat și o colaborare cu platforma de muzică experimentală The Attic. Programul muzical va începe în seara aceasta și va ține până duminică seara, iar expoziția, cum spuneam, este deschisă și își așteaptă aici vizitatorii. Dacă, bineînțeles, vor să vină oameni din țară, artiștii indieni sunt aici și abia așteaptă să-i cunoască și să le povestească mai mult despre experiența lor absolut unică. Vă mulțumesc foarte mult, foarte frumos că se întâmplă și astfel de lucruri în țara noastră, la Slănic Moldova, așadar e de mers, ar trebui să ajungem și noi și felicitări încă o dată, doamna Nastac, pentru ceea ce se întâmplă în aceste zile acolo, în stațiunea supranumită și Perla Moldovei.